Ne bucurăm de vinuri și crame în toate anotimpurile, de la înfloritul viei la culesul ei. De aceea te invit să mergem din nou acasă la vin, să devenim turiști, enoturiști, să descoperim cum se transformă via în vin, cine sunt oamenii care fac posibil această transformare și mai ales să ne bucurăm de rezultate. Sunt Sergiu Nedelea, somelierul, iar acesta este sezonul 2 Wine Trips România. Zi de toamnă, zi frumoasă, am ajuns la Castel Bolovanu. Castel Bolovanu aici la Sâmburești, la Poale de Drăgășani, aș putea să spun. La Poale de Drăgășani, unde o să mă întâlnesc cu cineva drag mie, dar nu o să vă dezvolui încă, cineva care a venit împreună cu Wine Trips România, pentru că Wine Trips ne-a adus să călătorim pe gusturi, arome și mai ales mirosuri. Doamne, ce minunăție de zi, de toamnă, absolut incredibilă și ce peisaj și sunt așa de curioasă unde mă duce Sergiu astăzi că am și emoții, pentru că e ceva necunoscut, frumos, dar necunoscut și nu știu ce mă așteaptă. E vin, e toamnă, e bucurie. Sante! Carmen, bine ai venit! Bine te-am găsit! Să știi că sunt deja îmbătată de culori. Ai văzut, toamna de la vie, asta ce de frumos toamnă. Poate să fie. Știi, Carmen, mă gândeam că toată povestea asta cumva are o anumită conexiune. Meseria ta, arta, nu? Artistă. Meseria mea, vinul. Unde crezi că am ajuns? La vinarte. Uite, dar să știi frumos. Că asta vorbeam în mașină, chiar e o artă asta. Da. Adică dacă nu o faci ca pe o artă, o faci degeaba. Ne așteaptă în vie, da. Gazdele, o să mergem. Hai, Lelițo, un deal la vie. Mamă, ce mi-a plăcut asta. Hai, Carmen, să mergem la vie. Uite, Carmen, e ultima licărire de soare așa peste struguri, uite, deja s-o cop. Dar când or să fie culeși ăștia? Păi, este vorba de culegerea târzie. Practic aici avem esența de Cabernet Sauvignon. În câteva zile se intră aici deja. Poți să iau sus, și o boabă? Da, pe culme a început, dar cred că mai multe ne vor spune gazdele noastre că am ajuns, ne așteaptă în vie. Ne așteaptă în via. Da, aici. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! M-am adus-o pe Carmen, aici la vie. Carmen Tănase, îmi pare bine. O mare bucurie, mulțumim! Cum faci vinul, cum îl bem, o să vedem, cum îl degustăm, nu? Da, așa. O să vedem chiar, da. Rodica este, practic, managerul companiei și îl avem pe Justin, care se ocupă de vin, enologul. De serviciu, da. De serviciu, nu? Astăzi de serviciu, da. Meserie absolut fascinante. Absolut fascinante. Pentru mine, cel puțin. Mulțumim. Ce vin ați pregătit? Ce avem? Nu vreau strădire la fapte, știi? Să... Da. Nu putem să începem cu nimic altceva decât cu soare. E cu clar. Soare, da. Și după cum bine știi, Sergiu, de 2 ani de zile deja gama de soare a fost mult improvizată, îmbunătățită. În sensul că pe lângă celebrul deja Cabernet Sauvignon roșu. Opa. Asta a făcut din acești struguri? Din totul. Da. Totul. Ceea ce avem în spate este o plantație de Cabernet Sauvignon. Pe practic ne aflăm aici pe la poalele dealului Bolovanu, nu? Suntem undeva la jumătatea pantei, da. La jumătatea pantei, da. Deci nu avem doar roșu, acum avem variantă de alb și de roze. Ce interesant, nu? Un vin alb.
Un vin alb, un blanc de noir, este un Cabernet Sauvignon 100%, un vin alb obținut din struguri negri. Deci toate vinurile astea sunt făcute numai din struguri ăștia? Din Cabernet Sauvignon. Uite, o să rog eu pe Justin să-mi dea voie. Care este miracolul? Practic, culoarea se află în piețe și dacă nu țin în contact, mustuiala eliberată din, practic, sucul din, din pulpă, pielița, de așa, nu țin în contact cu pieța, atunci iese alb. Dacă țin puțin în contact, iese roze și ca să faci roșu, normal, trebuie să fuzionezi. Și poți să-l faci și negru? Vin negru. Sigur, este deja clasic Cabernet Sauvignon să se obțină în varianta de vin roșu. Ia uitați, dacă eu pic pe pahar, must, nu are niciun fel de culoare. Da. Este absolut transparent. Practic, din acest must transparent, adică cu un contact aproape zero cu pielița, după desciorchinare, am obținut Cabernetul alb. Da. Ia cum ți-i sticla? Deci ai băgat degetul aici? Nu, a fost așa, doar că e sticla grea. Știi cum? De francezi au o... De obicei duc sticle ca pe un bebeluș, așa, da, foarte grijoli. Italienii, pentru că avem aici niște reminiscențe italiene, nu? În povestea acestei vii, sunt mai suberanțe, așa, știi, vin cu fandări. Dar noi o să punem puse, da, să fim așa clasici. Cum facem cu mirosurile acum? Păi... Primul nas, nu? Al doilea nas, da. Practic ce am făcut acum? Dau drumul aromelor și nasul devine dintr-o dată mai intens, este, nu? Da, așa e. Bun, o mică înghițitură, bată prin vălul palatin, se duce acolo unde trebuie și ne transmite emoțiile, nu? Rodica, cum e? Chiar avem emoții în rozeul ăsta. Avem emoții în toate vinurile de fiecare dată, în fiecare an, dar emoțiile sunt recompensate. Fiind în Sâmburești, în inima Sâmbureștiului, bineînțeles că structura nu poate să fie decât bazată pe Cabernet Sauvignon. Pe Cabernet. Oltul nu-i departe de aici, nu? Oltul nu, se și vede dacă ne... Undeva în dreapta, da. Am început să aducem și alte soiuri în portofoliu, la început cu titlul experimental, dar deja încep să-și găsească locul între vinurile noastre, e vorba de Merlot. Bineînțeles, un pic de Cabernet Franc. Am decis ca, începând din anul 2021, anul de grație, Vinarte să introducă soiurile albe în portofoliu Cramei Bolovanu. Deci o să mergem, vedem și partea de producție, crama, nu? Aveți și baricurile alea unde doarme vinul, nu? Să se facă bine. Păi să mergem atunci, da? Da, să-mi iau vinul. Da, neapărat, nu? Hai să mergem. Haideți, avem vă mult de mers, către că dacă mai beau două pahare, să mă ajutați, Carmen, dacă se așa poate. Mulțumesc. Carmen, drumul vinului e lung. Da. Din vie până în pahar avem ceva de parcurs și uite, am venit să-l cunoaștem și pe Costin, care este practic directorul comercial al companiei. Înțeles. Orice companie care se respectă trebuie să aibă și un director comercial, nu? Văd aici o grămadă de vinuri. Da. Am văzut aici... Asta e negru de Drăgășani, nu? Da. Așa, Avenio. Da, unde este? Avenio. Uite, da? Prinz Mircea. Prinz Mircea. Asta sunt, practic, astea nu-s de la... Cum e structura? Zine-le tu, Costin. Practic, dacă vorbim de Vinarte, vorbim de două facilități de producție. Aici, la Bolovan, unde suntem și cu soarele ăsta extraordinar și cu brandul Soare, bineînțeles, și în Mehedinți, la Stârmina. Vinurile pe care le-ați menționat mai devreme sunt produse acolo, la Stârmina. A jucat foarte mult pe branding și cu motivele astea extrase din niște fibule dacice, muflonul la fel. Aici avem, dacă vezi bine, este practic podul lui Apolodor din Damasc. Este cel care peste Dunăre, Roman, Daci și toată povestea. Deci sunt niște idei care transmit practic prin branding. Nu o să vorbim acum științific de branding, dar vezi că orice cumpărător până la urmă vrea să găsească ceva. Nu, când, și te uiți la etichetă, și te uiți, clar, e clar. Eticheta îți transmite până la urmă. Sigur. Și nu e doar un mijloc de informare, nu, Costin, pentru că, bun, ai pe spate, citim cât alcool, cât nu știu ce, dar avem și alte povești în spatele. Sigur, sigur. Sunt 10 game care, mă rog, fiecare gamă are extindere, da, de gamă. Avem în principiu, în toate, și vin alb, și vin roșu, și vin roze. Avem seci, demiseci, demidulci, chiar și dulci.
Da? Da. Care e dulce? Dulce este Sirena Dunării, volumul 3. Este un vin obținut în condiții speciale. Practic, este printre puținele vinuri din România care se obține dintr-un soi Riesling, care este obținut prin maturarea, să spunem, a strugărului, prin intermediul unei ciuperci, care extrage apa din bobul de strugure și rămân, practic, numai... Mă las să fiu deștept. Botrytis cinerea. Wow! Da. Dânsa este responsabil. Bea apa din strugure și rămâne strugurile mai dulce. Practic, ăsta e miracolul. Și când ajunge acolo la domnul Urucu să-l prepare, am un nivel de zahăr foarte, foarte ridicat. Doamne, dar ce complicat e! Vrem să ajungem în cramă, să vedem cum să facem noi. Haideți cu mine! Știi, băi, la voi vine omul mai și pleacă, tot felul de popasuri. Ai, bine că am făcut o pauză acum de degustare. Da, da, e bine, da, e momentul potrivit. E bine, da. Armen? Da. Am mergem. Vinurile e complicat. Din vie ne-am tot învârtit și uite că am ajuns unde trebuie, din punctul meu de vedere. Mie la o cramă, dacă acea cramă are sală de baricuri, sincer vă spun că parcă n-aș mai pleca de aici și nu greșesc, știu sigur, a voastră a fost prima sală de baricuri din România, mă rog, în momentul în care s-au reînceput poveștile vinurilor. Nu? Greșesc, Justin? Nu știu dacă greșești, e posibil să fie într-adevăr prima, da, sau cel puțin printre primele. Pui un vin în butoiul ăsta, baricul ăsta, și stă 3 ani, da? Da, poate să stea 3 ani, fără niciun fel de problemă. Bun, dar dacă nu stă 3 ani și stă un an și el se consumă, nu se îmbuteliază sau ce se întâmplă cu el? Poate să vină un vin dintr-un an succesiv, sigur. Și cum se curăță butoiul? Sau se cum? se spală fără dar niciun un ciclu fel limitat. De problemă. Asta este ideea. Și uite, deși pare poveste așa când auzi, domnule, e fantastic, nu știu, e multă știință aici. Dacă stăm să ne gândim pe o sticlă de vin, ce scrie? Scrie vin. Și în momentul în care vinul a interacționat cu stejarul, avem vin baricat, vin care a stat la maturat în butoi de stejar. Da, practic nu vorbim, este singurul element, nu-i așa, Justin, care interacționează practic cu strugurele transformat în vin. Nu avem alte ingrediente. Anul acesta am reușit o performanță extraordinară, nu numai pentru vinarte, am reușit o performanță extraordinară pentru vinul românesc. Avem 5 vinuri, peste 89 de puncte. Iar maximumul fiind? Maximul este 100 de puncte, dar este aproape rarisim de a-l fi obținut. Da, da. Iar Soare din anul de recoltă 2017 a reușit și a obținut 93 de puncte 93. Parker. Wow! Ăsta? În condițiile în care vorbim de un vin considerat tânăr. Punctajele mari de obicei se obțin de către vinurile care au fost așezate, învechite în sticlă. E de wow! Da, de wow, da! Fascinant mai este un lucru și trebuie menționat. Vinul de 93 de puncte este un vin din Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, care este un soi popular sau consacrat mai degrabă, nu popular, în Franța. Gândiți-vă ce vinuri a avut în competiție acest, ce caberneuri, cu cine s-a luptat. Avem imediat punctajul inferior, dacă putem spune așa, inferior. 92 de puncte Parker este o selecție unic, se numește vinul. Este o selecție din trei, o etichetă minimalistă. Este practic primul vin de autor. Vinarte și-a arătat oarecum recunoștința față de munca pe care am depus-o ani de zile în companie și mi-a dat voie să obțin un vin de autor. Ăsta se găsește? Se găsește. Adică poți să-l cumpăr de undeva? Da, 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 Carmen, poți să-l cumpăr. Nu, vorbesc serios, se găsește în comerț?
Se găsește, sigur că da. Sau e tot așa numai pentru premianții cu cupon? Nu, trebuie să-l întreb pe comercial dacă se găsește. Vorbim după filmare. Mă interesează pentru oameni dacă se găsește. Sigur, în magazine specializate găsim acest vin către comercializare. Ne înclinăm în fața lor că n-avem ce să spunem și o să mergem, ne desfăcuști. Eu mă grăbesc că știu că s-a aerat vinul ăla, nu? Sunt curioasă dacă bea o gură de vin din asta acum, cunoscându-te, dacă mi-apare în față. Cu siguranță, dar nu trebuie să-l beți acum. Nu acum, când o să-l beau eu. Cum se numește asta? Realitatea augmentată de vin. Hai să mergem să degustăm vinul. Mergem să degustăm, Carmen, ceva ce zici? Rarisim, da, merge, în adevăratul sens. Dar ce vin degustăm? Mergem, hai că să mergem și vorbim noi, da, pe drum, așa. Și le lăsăm pe astea aici singure amărâte? Nu, le luăm și cu punctele lor. Și pe ele sunt singure. Oricare ar fi preferințele tale în materie de vinuri, sigur le găsești pe EMAG la un preț avantajos. În plus, le primești rapid acasă sau la EasyBox. Caută-le și alege ce îți place. Carmen, ți-am promis că ajungem și la momentul acesta. Practic, momentul soare 1999. Mă întreb, ce făceam eu oare în 1999? Cum e Iustin povestea asta cu 99 la soare? Practic am debutat în viața vinurilor odată cu Vinarte, cu prima ediție de la Bolovanu cu 1999. Am asistat în direct și în acțiune cu prima odată cu prima lădiță de struguri pe care am cules. Vinoteca de la Vinarte e o vinotecă istorică care începe cu Soare 99, dar are vinuri din fiecare an de recoltă care au fost introduși în vinotecă. Ani excepționali, care au făcut vinuri excepționale, atât Cabernet cât și Merlot. Astăzi vrem să deschidem un nou capitol în viața lui Vinarte și anume să ne ocupăm de prezentarea către public, către consumatorul final, în mod profesionist a vinurilor de vinotecă. Deci deschidem acest moment care sperăm să fie de glorie în viața lui Vinarte. Și a noastră tuturor până la urmă, pentru că vom avea acces în sfârșit la vinuri pe care le-am păstrat cu mare grijă în vinoteca Vinarte. Sunt vinuri de reală valoare pentru că au fost apreciate inclusiv de celebra publicație Wine Advocat prin prestigiosul comentator și, bineînțeles, critic de vin Robert Parker. Iar pe lângă vinurile de la Castel Bolovanu, cele obținute din Cabernet Sauvignon, avem și vinuri de la celelalte crame, care sunt prezente în vinoteca Vinarte, o vinotecă care, așa cum spuneam, este bogată și la propriu și la figurat, pentru că valoarea ei este estimată undeva la peste 600.000 de euro în momentul de față. Unde e mai precis să merg cu carne să numărăm sticlele? 600.000. Nici nu știm să numărăm. Da, e ascunsă. E ascunsă. Okay. Nu este aici. Nu ești, nu. Okay. Bun, păi să trecem la fapte. Bun, ceea ce este foarte important pentru noi, nu doar producătorii, ci și consumatorii, când avem în față un astfel de vin, este modul de a păstra vinul, modul de a deschide vinul și modul de a servi mai departe vinul. Este un vin cu care trebuie să ne purtăm cu mare atenție și eu o să fac această operațiune de deschidere, respectiv decantare și aerare a vinului, după care ne vom și bucura împreună de un pahar de vin din această minunăție din 1999. Să zic că e cu suspans, cu emoții, adică nu? Se și iau poziția de drepți. Deci întâi drepți în fața lui. Drepți. Și o să începem operațiunea de deschidere, de debușonare, practic. O să scoatem mai întâi capișonul. Capișonul, da. Domn profesor, te rog să fii atent. Da. Și să-mi spui... Am vârtit puțin sticla, da, trecem. Da, aveam nevoie de ustensile suplimentare. Știind că este o sticlă care are deja 22 de ani. Aoleu, că m-au trecut toate căldurile. Trebuie să fim atenți dacă în vecinătatea dopului există urme de vin, adică dacă vinul a pătruns afară. A supurat. Și după cum vedeți, dopul este perfect. Este un dop curat. Bineînțeles, o să trebuiască să ștergem, pentru că vinurile au fost păstrate în vinotecă
iar acolo există praf, există anumite mucegaiuri care sunt specifice pivnițelor și mucegaiurilor. Deci dacă dopul era pătat, ce se... Ce asta vreau să vă spun, nu este neapărat un semn că vinul este compromis. Dar este primul semnal pe care îl avem. Există o operațiune în procesul de învechire a vinurilor, pe care Vinarte deja a demarat-o acum câțiva ani de zile. Este vorba de redopuirea sticlelor. Iustin Rodica, voi sunteți singurii din România care au făcut redopuire, dacă nu mă înșel, nu? Da, mai practic, da. Că practic a fost, păi trebuie să spunem lucrul ăsta, că suntem nu, singurii deținători și... de o vinotecă de vinuri roșii. Da, 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 da. Și îngrijirea lor necesită această redopuire și am făcut o mare sărbătoare acum 3 ani de redopuire în care consumatorii, clienții, oamenii care aveau acasă sticle vechi, au venit cu ele, le-am redopuit, le-am degustat. Îți dai seama, Carmen, comisia de redopuitori, serioasă, a venit și a făcut această operațiune. Iustin, și cum vine omul de acasă cu sticla tremurând, Doamne, mi-e rău. Nu redopuiți? Da, Doamne, să fie bună. Da. Este un desfăcător care practic nu perforează dopul. Două lamele acolo. Sunt două lamele, una mai lungă și una mai scurtă, care ne va permite extracția dopului fără să-l perforăm. Și extracția dopului se face oarecum în același timp pe toată suprafața lui, astfel încât să nu există riscul de a se rupe dopul sau prin găurirea cu tirbușonul să avem fragmente de dop care să ajungă în vin. Și cu o ușoară mișcare de rotație, vedeți, dopul începe și iese singur, practic din sticlă. Practic dezlipește într-un fel, că el a stat mult timp și s-a prins acolo pe gâtul interior. Pe... Încet dopul începe să iasă afară. După cum vedem, avem un dop care este aproape intact, perfect. Da. Și miroase bine. Am și eu o tehnică de deschidere a sticlelor de vin când nu ai nimic, nici cuțit, nici nimic, pe sărăcie, pe vremea lui Ceaușescu, un pantof. Da. Este... un pantof, perete, sticla, da, pac! Cred că studențești. Cred că este deja oficială și această metodă de deschidere. Trebuie din nou să vedem și să curățăm, dacă este nevoie, interiorul de la gâtul sticlei, pentru că este aproape inerent ca pe lângă dop să nu se fi format depozite, resturi eventual de la vin în momentul butelierii. Deci știi că vinul ăsta a stat acolo în vinotecă, în cramă, mulți ani și în momentul în care l-ai deschis trebuie să-i dai puțin aer, pentru că avem efectul de cameră închisă, știi, închizi o cameră normal, când intri după câțiva ani, prima dată trebuie să o aerisești. Și lucrul ăsta se întâmplă în cazul de față, îi dai puțin oxigen, puțin aer. Deci am văzut cât de greu se face un vin și ce... sofisticat complexă, de fapt este, dar acum a constat cât de greu e să-l bei. Următoarea petrecere voi face și eu așa, dacă nu o să mă bată invitații, uite-te tu la mine. Deja aici vorbim de evoluție, avem fructele alea roșii care deja s-au copt, s-au maturat, adică se duc în niște zone de mult mai intense. Nu mai pot. Da? Hai o dată. Hai să tragem concluziile. Asta mi-a plăcut întotdeauna. Să bem pentru popor prin reprezentanții săi. Ce zici, Carmen? Cum e? Wow, ce bun e! Deci chiar este excepțional. Da. A fost o zi splendidă. Noi vă mulțumim. Splendidă. Mulțumesc foarte mult. Am învățat o grămadă de lucruri și o să mă uit cu mai mult respect la sticlele de vin. Bine, oricum vinul vechi și așa ocupa un loc așa undeva în viața mea, în sufletul meu, dar acum am învățat atâtea lucruri și v-am văzut cât e de greu și cât e de... De fapt e o artă, că dacă nu e artă degeaba, e producție pur și simplu. E vinartă. Da. Și se cheamă perfect vinart, încât îmi scot pălăria și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult. Și noi vă mulțumim că ați fost alături. Hai să ne bucurăm. Doamne, mulțumim.